Are un dor aprig de meleagurile părintești și de fiecare dată își alină dorul prin cântec. Așa s-a născut încă o piesă din repertoriul îndrăgitului interpret Laurențiu Popescu. În cea mai nouă produs video la piesa Dor de casă, Laurențiu Popescu își scoate la vitrină casa părintească, dar și colinele pe care alerga când era copil. Însă, mai multe detalii despre produsul video ne-a povestit interpretul. Pe culmea dealului, pe mijlocul codrului. Încă o melodie de suflet ce a făcut loc în repertoriul îndrăgitului interpret Laurențiu Popescu. Acesta ne-a pășit pragul ca să împartă cu noi impresii de la filmarea noului videoclip, dar și ce mesaj poartă în sine noua melodie Dor de casă. Este legat strâns de casa părintească și de aceea acest subiect este unul inepuizabil în creația interpretului. Adevăr, este vorba de o piesă de suflet, o piesă de dor, de dor de casă, de dor de baștină, de dor de satul în care m-am născut și am crescut. Deci, de fapt, eu tot timpul am fost atașat de părinți, am fost atașat de casa părintească. Nu degeaba am așa piesă ca mie, dor de pe părinți, prieteni dragi, mama. Și uite, de mult, așa 10 ani în mine, o melodie pe care practic am compus-o dintr-o răsuflare, m-am așezat pur și simplu la pian. Asta primăvară asta s-a întâmplat. Și melodia practic mi-a venit dintr-o răsuflare. Mai greu a fost cu textul, pentru că vroiam să găsesc anume mesajul potrivit. Și a trebuit să aștept practic toată vara ca ajutat de prieteni, nu m-am descurcat singur. La noua melodie din repertoriul artistului au lucrat mai mulți profesioniști, cărora Laurențiu a ținut cu tot din adinsul să le mulțumească. Aranjamentul a făcut Vitalie Andrieș, el a făcut și mixajul, am implicat instrumente vii, pentru că este o piesă în stil folcloric și neapărat am ținut ca să răsune instrumentele noastre populare, cum ar fi naiul, la care a cântat Andrei Druță vioară, Oleg Vitliuc și saxofon, Sandu Samoilă. Mulțumesc mult băieților pentru că ei au fost atunci alături când am imprimat piesa și apoi după ce am realizat videoclipul. O asemenea melodie de suflet cu date biografice a cerut și un videoclip pe măsură. Astfel, pentru a realiza producția video, Laurențiu Popescu a mers pe meleagul natal. Mai multe detalii de la filmări ne-a oferit interpretul. Am ținut chiar neapărat și am insistat că dacă am să filmez un videoclip la această piesă care se numește Dor de casă, să filmez neapărat în satul meu de baștină, la casa părintească. Am filmat împreună cu niște băieți tineri, băieți talentați, ambițioși, operatorul Maxim Chisnician și soția lui, care a fost regizoarea, Mariana Marinescu. Eu am fost de acord cu ceea ce le-am propus eu. Am făcut un plan așa bine determinat și într-o bună zi frumoasă de soare, cu soare de toamnă, am mers în satul meu de baștină, Virejeni, Raionul Telemești. Cântărețul nu și-a vândut moșia părintească și revine de fiecare dată cu drag acasă. Pentru că, vorba cântecului, casa părintească nu se vinde. Astfel, în rolurile principale, în videoclip, putem observa, pe lângă plaiul natal și oameni apropiați lui Laurențiu. Este chiar casa unde am crescut, unde m-am născut. Dar de fapt am filmat, o să vedeți în videoclip, mai întâi satul, chiar l-am filmat așa de departe, șesul unde alergam descus prin iarbă, am filmat stâna de oi unde mergeam des cu tata și dădeam oile în strungă, monumentul din centrul satului, biserica, iazul de după deal unde mergeam la scaldat cu perișorii mei, cu colegii, cu prietenii, râulețul care curge așa frumos prin fața satului. Și sigur că casa părintească, ales casa mare, am intrat în casă și casa mare unde stau și acum piernele așa cum le-a așezat mama, Dumnezeu să ierte, așa a rămas intacte. Privind pozele vechi, a jucat rolul principal în acest videoclip fratele lui tata cel mai mic, moșul Gavril.
E tot a fost o familie mare, dar uite că a rămas în viață doar el și alt frate care este cu 2 ani mai mare ca el. Și nepoțelul lui e Ionuț. Ionuț a îndeplinit rolul de Laurențiu Popescu în copilărie. El alerga așa prin iarbă, pe câmpie. Am filmat anume cu Moșul Gavril așa la coasta satului, unde cândva au avut pământ străbuniei mei. Și uite, peste ani de zile, fratele lui tata s-a reîntors la cele pământuri care cândva au fost cultivate de, și au fost prelucrate de strămoșii noștri, de străbuniei noștri. Și a găsit chiar acea fântână care a fost săpată cu mulți, mulți ani în urmă. Cine știe câte sute de ani are. Apropo, eu beau apă de la din acea fântână și apoi bea și Ionuț. Fiind vezinul familiei, Laurențiu Popescu, în copilărie, zici că era Nică din poveștile lui Creangă. I-am răscolit amintirile și l-am întrebat dacă a fost un copil fericit. Păcat să spun că n-am fost fericit. Având o familie frumoasă, având niște părinți deosebiți care au muncit toată viața pentru noi și au dat sufletul, au depus foarte mult efort ca copiii să fie educați, fiecare să aibă scaun la cap. Amintiri sunt multe și mărunte. Cum stăteam la masă împreună cu toată familia, că noi am fost o familie numeroasă, eu fiind a 11-lea în familie, mezinul. Și vă dați seama, când ne adunam toți împreună, aveam despre ce să discutăm. Unul a fost la Tirenești, altul în altă parte. Apoi când mergeam împreună la Culesul Poamei, cântam, discutam. Deci erau multe lucruri care le-am trăit împreună și sigur că au rămas în amintirea mea și în sufletul meu pe toată viața. Fiind 11 frați la părinți, fiecare dintre ei și-au ales o cale bună în viață. Unul a ales filologia, altul istoria. Însă Laurențiu de mic visa la scena mare. Sigur că din copilărie am studiat, în primul rând, la școala muzicală din sat, un instrument de sufla care se numește tenor. Frații mei cântau unul la acordeon, altul la chitară. Eu, practic, prin clasa a treia am început a cânta la chitară. Cântam la școală, la diferite serate, la tabăra de muncă și odihnă. La armonie, sigur că am început a cânta mai târziu, apoi la baian. Ca după 8 clase să merg la Ștefan Neaga, să intru la clasa de cobză, să studiez cobză. Echipa noastră îl felicită pe Laurențiu cu noul videoclip și îl mai așteptăm la Busuioc TV cu noi realizări frumoase. Stimați telespectatori, priviți Busuioc TV și nu veți regreta. Ascultați piesa mea De dor de casă. Să ne mai cânte vioara, să răsune în toată țara.